Dragii mei frați și surori, aș vrea ca și în dimineața aceasta să spunem cu inimă sinceră, cu inimă curată, ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Ne aflăm în această dimineață în casa lui Dumnezeu, la o sărbătoare sfântă, la împărtășania cu trupul și sângele Domnului și este un har pentru noi, ca încă o dată Dumnezeu să ne lungească firul vieții, ca să ajungem să ne împărtășim încă o dată, să ne atingem de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că știm că El este viață pentru noi. Așa cum dacă cineva încearcă să nu mănânce și să nu bea, mâncarea și băutura, apa care în fiecare zi avem nevoie de ea. Poate duce o zi, poate două, poate trei, dar corpul este făcut așa de Dumnezeu ca să ne hrănim în permanență și avem nevoie de această hrană pământească, zic eu. Tot așa avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și avem nevoie să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că în El, spune cuvântul, este viață. Și niciunul dintre noi n-am vrea să trăim viața aceasta de priveș pe acest pământ, fără ca să avem viață în noi spirituală, putere spirituală. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cine nu mănâncă și nu bea, spune Domnul Iisus Hristos, trupul meu și sângele meu, n-are viață în el însăși. Dar oare oamenii aceia erau morți din punct de vedere fizic? Nu erau morți. Ba chiar erau foarte vii, că de multe ori îl încolțeau pe Domnul Iisus și parcă de multe ori aveau prea multă vlagă de viață în ei. Domnul Iisus Hristos vorbește despre o putere spirituală, ceea ce aduce împărtășania cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Împărtășania trupului Domnului Iisus Hristos și a sângelui Lui aduce iertare, aduce vindecare și este un izvor al binecuvântărilor. Dacă cineva sau dacă toți de aici vrem să fim fericiți și vrem să avem binecuvântările cerului și ale pământului, vă îndemn în curăție de inimă să vă apropiați de Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Isaia, căci El, Domnul Iisus, a purtat fără de legile noastre. Vorbește de partea sufletească. El a venit și a dezlegat pe oameni din robia păcatului. I-a scos și i-a adus la viață. Și sunt atâți oameni și printre noi pe care i-am cunoscut și înainte să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și știu cum era. Se ducea la un potop de desfrâu. Și Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, i-a scos la viață. Și Dumnezeu mai a scos, că i-a scos. Spunea David. M-ai scos din groapa pieirii și din fumul morții. Și mi-ai pus picioarele pe stâncă. Și mi-ai întărit pașii. Lucrarea Dumnezeu o face până la cap. Nu o face pe bucăți și nu o face cu măsura. O face până la cap. Ne-a scos din groapa mocirii, din păcatul acestei lumi care se duce spre pierzare. Indiferent că crede în ce direcție se duce sau nu. Aș vrea să vă spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Se duce spre pierzare. Și trezirea lor va fi prea târziu. Dacă vă aduceți aminte de bogatul nemilostiv care Lazar stătea la poarta lui în fiecare zi
și n-avea milă de nimeni. Omul acela spune cuvântul lui Dumnezeu că trăia în veselie. Nu fericit, în veselie. Își amăgea sufletul. Dar a venit vremea când s-a trezit la realitate. Dar trezirea lui a fost prea târzie. Și acolo unde s-a trezit s-a învățat și să se roage. Dar rugăciunile lui nu mai avut niciun efect. Așa se duce lumea în primul rând. No. Să duce spre pierzare. Dumnezeu ne-a scos din această groapă, ne-a pus picioarele pe stâncă, care este Domnul Iisus Hristos, și ne-a întărit pașii ca să mergem până la capătul alergării noastre. Lăudați să fie în numele Domnului! Aș vrea ca în dimineața aceasta, frați și surori, pentru că suntem la cina Domnului, aș vrea să vă mai spun încă un gând care îl împărtășesc, vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră despre lucrarea aceasta împărtășanea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă vă dăm de seamă în Evanghelie Domnul Iisus Hristos, în seara în care a luat această cină cu ucenici, n-a luat-o și nu a împărtășit cu toți ceilalți care îl urmau. Vă aduceți aminte la înmulțirea pâinilor câți erau? Erau mulți, erau cu mii. 5.000, poate 10.000. Și gloatele îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Dar când a fost vorba de ceva intim, de împărtășanie, Domnul Iisus Hristos această lucrare a împărtășit-o numai cu ucenicii lui. Și m-am întrebat de multe ori, oare de ce nu i-a chemat tot alaiul acela să vină să împărtășească cu ei? Domnul Iisus Hristos a dus până acolo că a spus, mi-am dorit mult ca să stau la masă cu voi. Mi-am dorit mult să prăznuiesc Paștele împreună cu voi și îl voi prăznui acum și niciodată nu îl voi mai prăznui aici pe pământ. Ci data ce vine va fi în împărăția mea. Acum este aici, pe pământ, în Valea Umbrelor Morții, dar a doua oară și atunci va fi când veți veni voi în locașul în care eu vi-l pregătesc în împărăția mea. Lăudați să fie numele Domnului. Dar această împărtășanie, aș vrea să vă spun ceva. Este și un simbol al unității între cei 12 sau 11 ucenici. Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei că le-a dat un pahar și a spus, luați, beți toți din el. Pentru mine personal este un simbol al unității. Să fie unitate între voi. Și de altfel, la un moment dat, când ucenicii, oarecum unii dintre ei, au căutat să vadă care este mai mare, zice că s-a iscat o ceartă între ei. Și Domnul Iisus Hristos le spune exact contrarul ceea ce ne învață pe noi vremurile noastre. Spune, dacă cineva vrea să fie mare, trebuie să fie slujitorul tuturor. Dragii mei, frați și surori, vrea cineva să fie mare în adunare aici? Să se pună la ușă și să slujească tuturor din adunare. Aceasta este ceea ce lumea spune, păi nu ești mare. În felul ăsta ești mic. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că atunci ești mare. În împărăția lui Dumnezeu nu aici. Și în ochiul lui Dumnezeu nu în ochii oameni. Aș vrea să mă apropii de cuvântul care s-a citit în această dimineață și aș vrea ca mesajul meu central, în scurt, pentru că este cina și aș vrea să avem timp pentru această lucrare, să fie spre unitatea bisericii. Domnul Iisus Hristos tot timpul i-a îndemnat pe ucenici la unitate. La unitate. Dar să știți că unitatea aceasta are un preț. Și un preț foarte mare. Dacă ați băgat de seamă în săptămânile, în lunile care au trecut, în anii care au trecut, descoperirile care le-am avut din partea lui Dumnezeu cu privire la adunarea noastră prin dar de prorocie sau vedenie, a fost cu privire, băgați de seamă, cu unitate. Ne cheamă Dumnezeu la unitate. Ne cheamă Dumnezeu la legătura frățească. Ne cheamă Dumnezeu la pace. Ne cheamă Dumnezeu la sfințenie. Ne cheamă Dumnezeu la dragoste. Și Domnul Iisus Hristos
s-a rugat în seara cinei pentru ucenici, pentru că cred că această rugăciune, care Domnul Iisus Hristos a înălțat-o spre Tatăl din ceruri, s-a rugat în seara atunci când a fost cina și vândut. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos nu s-a rugat numai pentru ucenicii de atunci. Am ținut să citesc acest, să citim acest prim verset 20 din Ioan 17. Haideți să băgăm de seamă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog, spunea Domnul Iisus Hristos către Dumnezeu, nu numai pentru ei, adică pentru ucenicii care erau atunci cu El. Nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Domnul Iisus Hristos s-a rugat și pentru noi, din vremurile noastre, care am crezut în Domnul Iisus Hristos prin cuvântul transmis prin Duhul Sfânt, prin ucenicii de atunci. Și s-a părândat cuvântul până la noi. Și Domnul Iisus Hristos s-a adresat și pentru noi, s-a rugat Tatălui, să fim în unitate. Cuvântul lui Dumnezeu spune în această dimineață, în puținele versete care le-am citit, de 5 ori, spune Domnul Iisus Hristos, să fie un. Spune de 5 ori această expresie, Tatăl. Aș vrea să fie una ei, cum și noi și eu cu tine suntem un. Și această legătură, frățească, această legătură ca frați, să fie una, că n-ai cum să fii împărțit când participi la trupul și sângele Domnului. Este un preț, am spus eu. Și știți care este prețul? Dragoste. Spune cuvântul lui Dumnezeu să se iubească sau să fie dragoste între ei, cum m-ai iubit tu pe mine. Spune de două ori acest cuvânt. Așa să se iubească și ei. Dumnezeu din cer, băgați bine de seamă, să vă dăm bine de seamă ce spune cuvântul. Ne-a iubit pe noi, păcătoșii, tot așa de mult cum ne-a iubit pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă cineva nu crede, putem să citim. Și poate te-ai întrebat, dar cum oare m-a pus Dumnezeu pe același, pe aceeași înălțime cu Domnul Iisus Hristos? Aș vrea să vă spun ceva. Te-a pus. Și știți de ce? Pentru că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru tine și pentru mine, ca să într-o zi să fii cu ei în slavă. Cu dumnezeirea slavă. Dar cine? Eu, un păcătos. Dacă ne-am face o evaluare și o radiografie a părții noastre spirituale, nu fizice, pentru că fizic poate sunt, zicem, la 45 de ani, sunt ca la 20, spunem noi. Dar spiritual, dacă ne-am face o radiografie sinceră, la ce concluzie am ajunge? Oare ce notă ne-am dat de la 0 la 10? Lasă la atitudinea dumneavoastră. Ei, și pentru un om ca acesta, Dumnezeu din cer l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și nu numai că l-a trimis, a spus, du-te și mor pentru El, ca să-i dau viață și prin moartea ta, ca să-L primesc, să-L înfiez și să vin în locuri de slavă. Dragii mei, frați și surori, este o dragoste mai mare ca și aceasta? Am spus lucrul acesta între noi, ca să fie unitate, primul lucru care îl învățăm din textul acesta. Este dragostea. Dragostea. Dragostea aceasta implică, am găsit eu, sunt mai multe, dar am zis în dimineața aceasta, este destul să adaug doar două lucruri. În primul rând, implică curăția inimii. Între Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu este o dragoste desăvârșită. Perfect. Perfect. Nu sunt lucruri ascunse. Nu sunt lucruri oarecum de dedesubt. Este o dragoste perfectă. Ceea ce cere Dumnezeu și din partea noastră. O dragoste desăvârșită. Să nu avem lucruri de ascunse unii față de ceilalți. Am spus că voi vorbi de unitate. Și de multe ori ne spunem, vrem să facem unitate.
Aș vrea să vă spun, frați și surori, primul lucru este dragoste. Dar dragostea aceasta să fie acompaniată de curăția inimii. Știți ce spune Dumnezeu despre Iov? Îi spune diavolul? L-ai văzut pe robul meu, Iov? Nu este nimeni care e. El se teme de Dumnezeu și mai spune ceva. Și este curat ca suflet. Temerea lui Iov de Dumnezeu nu era superficială. Nu era o temere că te vede păstor sau că te vede frață din comitet. Era o temere sinceră de Dumnezeu. Nu ascundea nimic. Iov era curat în tot ceea ce făcea înaintea lui Dumnezeu. Dacă găsim, căutăm în Scriptură, veți vedea oameni care au eșuat în unitate față de ucenici. Dacă vi-l aduc în imagine numai pe Iuda, au fost cu ei timp de 3 ani și jumătate, al 12-lea ucenic. Întrebarea mea este, era curat la suflet față de ei? Spune cuvântul lui Dumnezeu într-o altă evanghelie că Iuda nu-i păsa de cei săraci atunci când a bătut apropo cămirul acela cu care femeia aceea i-a spălat picioarele Domnului Iisus Hristos și a spus, putea să vândă cu 300 de lei. Cunoștea și prețul și valoarea. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, nu că îi păsa de săraci. Că spunea el, putea să vândă ca să fie ajutat săraci. Nu că îi păsa de săraci, dar spune că el ținea punga și mai făcea ceva. Băga mâna ea și lua ceea ce nu-i aparținea. Întrebarea mea este, era curat la suflet? Nu era curat la suflet. Această necurăție la suflet s-a dovedit în seara când a vândut pe Domnul Iisus Hristos. S-a dovedit că n-a putut să fie în unitate cu cei 12. Apoi, dacă mergem la alți oameni, în Faptele Apostolilor, care veți vedea ce mare distrugere face lipsa de curăția sufletului. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu de Anania și Safir, care erau printre ucenici. Și erau apreciați de ucenici. Nimeni nu vedea lucrurile ascunse ale lor. Până într-o zi, când au venit și au mințit. Și ucenicii, în adevăr, ca oameni, ei nu au putut să știe. Dar era Duhul lui Dumnezeu care le-a cercetat și au văzut că nu se spune. Mai au putut ei să fie în unitate cu celălalt ucenici? Nu. De aceea am ales și am spus, dragostea ne spune Dumnezeu aici, prin cuvântul lui Domnului Iisus, prin rugăciunea Lui. Dragostea este prima pentru unitate, apoi curăția în suflet. Frați și surori, dacă vreți în familie să aveți pace, să aveți binecuvântare, nu puteți să aveți o dragoste față de soțiile dumneavoastră sau față de soții dumneavoastră, o dragoste superficială, crezând că ce rezultate mari o să obții. Nici într-un caz. Că dacă n-ai curăția sufletului, într-o zi, mai repede sau mai târziu, se va dovedi. Și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră cu o dragoste sinceră, cu o dragoste în curăție de suflet. Apoi, al treilea lucru pentru care aș vrea să vă îndemn, ca să avem, să obținem această unitate pentru care așa de mulți oameni și în familiile lor, de cele mai multe ori nu au. Știți ce este, frate și surori? Să ne iertăm unii pe alții. Să ne iertăm unii pe alții. De multe ori spunem, avem dragoste. Și poate avem. Poate avem curăție de suflet. Și poate este adevărat. Dar vine vremea când de multe ori ne greșim unii altora. Întrebarea mea este atunci când Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos de 3 ori, și până la urmă chiar s-a jurat că nu-l cunoaște, prin jurământ. Întrebarea mea este, a greșit față de Domnul Iisus Hristos? Dacă, imaginați-vă dacă într-o zi vi s-ar întâmpla că un frate din biserică ar spune în fața dumneavoastră, față de altcineva, nu-l cunosc pe fratele Iosif și nici pe fratele Mircea, nici nu știu cine sunt. Ca și oameni, oare cum l-am privit pe omul acela? Pe fratele acela din adunare. Am spune, nu se poate. Chiar în fața mea,
și m-au văzut. Și au spus că nu m-au adunat. Așa a făcut Petru. În slăbiciunea lui, ca și eu, s-a repădat de Domnul Iisus Hristos. Întrebarea care eu mi-am pus. Atunci când Domnul Iisus Hristos l-a întâlnit pe Petru, i-a reproșat ceva? Dar merita oarecum Petru, merita pus la locul lui, cum spunem noi. Mă, Petre, am știut eu că mă vinzi, dar n-am crezut că chiar în fața mea să mă vinzi, chiar așa. Chiar o slujitoare care, de fapt, ea n-are nicio funcție acolo. Și-o bătut și ea gura degeaba. Ar fi meritat, am spune noi. Și Domnul Iisus Hristos l-a iertat pe Petru. Și când Domnul Iisus Hristos i-a întâlnit pe toți cei 11, vă aduceți aminte ca Domnul Iisus Hristos să le reproșeze celor 11 ceva? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și spune că la un moment dat l-au părăsit toți pe Domnul Iisus Hristos. Măcar că s-au legat și au spus, dacă Petru a spus, eu și la moarte. Domnul Iisus i-a iertat. Și de ce? Pentru că a vrut ca să fie să rămână unitate, să rămână uniți. Dragii mei, frați și surori, vă îndemn la aceste trei lucruri în această dimineață. Să ținem minte. Rugăciunea Domnului Iisus Hristos care a înălțat-o atunci. A înălțat-o pentru ucenicii de atunci și a înălțat-o pentru noi. S-a rugat și pentru noi ca să fim una, să fim uniți. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu, prin aceasta, dacă se vor iubi unii pe alții, dacă se vor iubi unii pe alții, va cunoaște lumea cei de afară, cei care se uită și zice, mă, oamenii ăștia, să duc în fiecare duminică la biserică, dar de ce să duc acolo? Care este folosul lor? Care este interesul lor? De ce să duc acolo în fiecare duminică la biserică, în fiecare marță și în fiecare joie? Să nu credeți că vecinii nu vă văd. Oh, știu că e mai multe decât credeți. Care este interesul? Ce au ei așa special? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, prin aceasta vă cunoaște. Vecinii voștri, colegii voștri la mână, cei pe care voi poate ignorați, vor cunoaște că sunteți copiii lui Dumnezeu. Dacă veți avea dragoste, unii față de alții. Dacă veți fi uniți, unii față de ceilalți. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Petru, aș vrea să mă apropii de încheiere, atunci când Petru a fost în închisoare, erau frați care poate unii dintre noi am spune, lasă așa ai trebuie și la Petru ăsta, că avea el gură mare și vorbea și el unde nu trebuia să vorbească, unde trebuia să tacă și sunt locuri unde nu trebuie să spui de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos și mai bine tăcea și dovedea prin faptele lui. Probabil nu fi fost și din ăștia care l-au judecat așa pe Petru. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că erau frați care stăruiau și se rugau în veciune. Au rămas în unitate, unii cu ceilalți. Aș vrea să îndemn în această dimineață toți cei care iubiți pe Domnul Iisus Hristos, toți cei care nădăjduiți și credeți în promisiunile Lui, spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 24, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu. Vreți să fiți sau vrem să fim cu Domnul Iisus Hristos împreună în Împărăția Lui? Dacă vrem să fim, trebuie să trăim în unitate. În curăție de inimă, să trăim și să știm să ne iertăm unii pe alții, așa cum ne-a iertat Hristos. Niciunul dintre noi în dimineața aceasta, pentru că aici este trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, niciunul dintre noi nu ne vom atinge prin vrednicia noastră. Niciunul dintre noi nu pasă nici a inima. Și să spună nici măcar ca și cum a spus împăratul Ezechiel. Atunci când s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, adu-ți aminte de mine. Am umblat înainte la profetul lui Dumnezeu, cu inimă curată și am făcut ce este bine. Așa a spus Ezechiel.
Dar poate nici nu de aici nu puterea, nu poate să spună rugăciunea mea, zic. Și totuși ne atinge de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Dar știți de ce? Pentru că El este credincios și drept. Și ne iartă. Ne iartă de orice păcat. Ne iartă de orice fără de lege. Ne iartă de orice vorbe. Adesea oricând ne spune. Și nu trebuie să ne spune. Ne iartă de orice gânduri care le gândim de multe ori în mintea noastră. Și n-ar trebui să le gândim. Ne iartă poate de orice priviri care ne uităm poate unde nu trebuie. Și n-ar trebui să ne uităm. Ne iartă de orice cuvinte care ar trebui să le spunem și nu le spunem. Care ar trebui să-L mărturisim pe Domnul Iisus și nu-L mărturisim. Și totuși, El ne iartă și ne primește. Frați și surori, avem și noi o datorie sfântă. Să ne iertăm unii pe alții. Și în rugăciunea aceasta care o vom face înainte să ne apropiem de trupul și sângele Domnului, aș vrea să vă îndemn pe toți care sunteți aici, indiferent care ați intrat pentru prima dată, a doua oară, care sunteți prieteni sau frați aici, în adunare, aș vrea să vă îndemn, iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat Hristos. Iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat Hristos. Cine nu iartă pe aproapele lui, știți ce se întâmplă? În rugăciunea Tatăl nostru, spunem, și de multe ori o spunem cu așa mare curaj, și poate nu ne dăm seama de vorbele care le spun. Și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noastre. Să facă Dumnezeu să fie adevărat ceea ce spune. Amin.